vreau să pătrunzi adânc în mintea mea, să mă înțelegi cum pot iubi așa, să mă înțelegi cum pot iubi așa. Suntem în plină preselecție. Iubirea asta o vreau. Foarte bine! Avem nevoie! Îmi place atitudinea. Am vrut nebunie, avem nebunie. Hapsiu. Sănătate. Prinț! Neața, sunteți bine? Bravo! Mergem la prietenii de la 11. Vrem să prindem în orchestra noastră fete care știu să cânte, să se miște, să fie backing și în același timp ori de câte ori se impune să vină în față, să devină soliste. Vom găsi așa ceva? Ne vedem mai târziu cu Ristei, cu Diana și cu prietenii de la 11. Pam, parabara, pam, pam. Mamma mia, how can I resist you? Ristei! Neața! Neața! Ăștia sunt toate cupele lui Dani. Da. Zi să nu-ți fie mândră inima. De Răzvan. De Răzvan. Ai emoții? Foarte. Da? Ai emoții? Nu ai emoții. Emoții? Astăzi încurânăm efortul de peste 2 luni de zile de a găsi foarte mult, de a găsi backing vocals. Așadar, în urmă cu 2 luni, 3 luni, 4 luni, 5... Spar premierul. Avem o... Se întâmplă așa, se întâmplă premierul. Avem o premieră, s-a spart premierul. Așa că, dragii mei, rămâneți cu noi. Astăzi luăm o decizie importantă pentru HB Orchestra și pentru Horia Brenciu, prima concurentă la proba individuală. Fii atent aici. Uite, uitându-mă la fața asta. Și uitându-mă la fața asta. Și uitându-mă la fața asta. Ce model de inspirație au avut cei doi prezentatori de dimineață? Într-un moment actual al bărbilor. Sunteți concediați. Bun, următorii, să dăm casting la oameni de echipă. Proba de grup începe chiar acum. Două câte două. Lisa și Maria. Alo, da, mă scuzați, doamnă, vreau și eu 6 bilete la concertul domnului Horia Brenciu. S-a făcut! Primul rând în față. Da, sigur că da. Tot timpul am fost. Mă scuzați, se și filmează? Bineînțeles că este și proba de 4. De grup! Probe au fost puternice, au cântat fetele foarte bine. Acum vreau să le felicit. Aveți un coleg nou! Hey! Hello! Fetelor, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut și cum ați cântat. Să vedem cum va fi votul final. Vă doresc multă baftă. Și asta este... Baftă, fetelor! Mulțumim!
Mă bucur că v-am cunoscut și ne vedem la rezultatul final. Baftă, sunt curios ce o să iasă, sunt curios. Ne vedem în platou, pa! Și vine acum plicul. De bine, nu va fi o singură câștigătoare, ci vor fi două câștigătoare. Atenție, după două luni de căutări, iată care vor fi cele două fete. Aplauze pentru... Stefania! Stefania! Doamne și domnilor, aplauze pentru... Maria! Azi am chef de mare, azi am chef să fac tot ce-mi doresc. Azi am chef de Maria, că o iubesc, yeah. Azi am chef de mare, azi am chef să fac, oh, oh, oh. Azi am chef de Ștefania, că și de ea o iubesc. Astăzi, înainte, avem două fete cu cuiete. Vă doresc bun venit în familia noastră. Mulțumim. Să știți că noi suntem iubitori, ne îmbrățișăm mult, pupăm mult și vă doresc baftă multă, numai că am și o veste proastă. Trebuie să munciți foarte mult, să învățați toate piesele noastre și toate nebuniile. Bravo, copii! Baftă! Hai, la muncă! Să vă spun copii povestea un. Astăzi este primul concert al fetelor noastre, Ștefi și Maria. Fetelor, sunteți gata? Momentan e petrecere, mai târziu. Ah, e petrecere la voi? Da. Cine vrea să vină la petrecere? Da, va trebui să pun ceva interdicții la fetele astea, că nu merge. Maria Rachel! Temrie! Spectacol. Alături de noi, fetele noastre din Peking. Aplauze pentru Ștefi și Maria! N-a fost rău, v-am simțit aproape, dar data viitoare vreau să mă mângâiați. Aula, era deschisă camera. A fost bine, dar se poate de 10 ori mai bine. Mai mult zâmbet, mai mult dans. Și când veniți în față, aruncați-vă pe public. Acesta a fost primul concert cu Ștefi și Maria. Nu a fost și ultimul, a fost primul dintr-o lungă serie. Bravo, fetelor! Ne-am simțit extraordinar și a fost cea mai tare seară din viața noastră. Exact. Și o să fie, mai pus mai rău cu versul, extraordinar de acum acolo. Și... Te iubesc, Maria! Hapșiu! Sănătate! Grinch!